Zoro. Fii, forță, hai. Chimba. Fii. Mădălin David are 10 ani și de mai bine de un an merge la sala de antrenament pentru a se pregăti la karate. Pentru el, sportul nu este nici pe departe unul dur, a ajuns să fie un stil de viață. Eu vin la sală de un an jumate. De ce? Vin ca să învăț să mă apăt, să învăț să arte marțiale, învăț mai multe, să ia medalii. De câte ori pe săptămână vii la sală? De 3 ori pe săptămână. Și nu e greu? Nu e greu, e foarte ușor și foarte amuzant. Am învățat să ne apărăm, am învățat să am grijă cum să dau, dacă am învățat să nu mă bat degeaba fără să încep o luptă. Am învățat să... Ești mai disciplinat. Da. Micuțul își face timp pentru toate, recunoaște însă că pentru el antrenamentele contează. Mai am timp să mă joc. Mai îmi tărim pac temele, apoi încep o leac să mă la televizor, mănânc și mănânc afară. Și apoi vin la sală. Ca Mădălin, sunt și alți copii care au descoperit că la karate pot să-și consume energia, să-și întrețină sănătatea și mai ales pot să facă performanță. De când vii la sală? De asta vară. De ce? De ce vii tu de asta vară? Ce faci la sală? Arte marțiale niște. Ce înveți tu aici? Karate. Și îți place? Da. Ia spune, de ce îți place? Că lovesc cu pumnul, cu picioarele. Instructorii susțin că artele marțiale nu sunt un sport periculos. Practicate sub atenta supraveghere, karatele pot modela frumos mintea și trupul unui sportiv. Deloc periculos, dimpotrivă este mai mult educație fizică, să spunem. Un loc unde copiii sunt educați atât din punct de vedere fizic cât și mental. Știm cu toții, sportul dezvoltă și mintea. Scopul nostru, în primul rând, este ca să-l întărim și să-l facem un luptător, în primul rând, în viața de zi cu zi. Și apoi urmărim competiția. În artele marțiale nu există vârstă. O dată pe săptămână, două ori. Nu, noi ne antrenăm de 3 ori pe săptămână, căci deocamdată ăsta este timpul care ne este permis alocat. Cu cât este mai mult, atât este mai bine, pentru că ceea ce facem noi încercăm să devină în timp un mod de viață. Clubul sportiv Varan din Vaslui a deschis anul trecut o sală pentru copiii care vor să practice karate. O parte din micuții care frecventează sala au obținut deja rezultate la competițiile naționale de profil.